Guvernul va sesiza Curtea Constituțională cu privire la un posibil conflict după ce președintele Iohannis a amânat numirile de miniștri la dezvoltare și transporturi. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că sesizarea va fi depusă mâine. Deci ne vedem obligați să facem această sesizare la Curtea Constituțională pentru că avem în față o perioadă foarte grea, o perioadă în care guvernul trebuie se prezinte așa cum trebuie pentru a avea o președinție de succes. Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri că numirile de la cele două ministere sunt încă în analiză.